Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Acces Direct. Tot mai multe critici vin în adresa actualei guvernări și paradoxal vine în mare parte din în mare parte din rândul foștilor parteneri. Și aici nu vorbim doar din partea socialiștilor, cu care actuala guvernare în 2019 a creat guvern, a investit un prim-ministru cu un guvern în frunte cu prim-ministrul Maia Sandu și ulterior au votat sau au mers mână în mână cu anumite reforme, cu anumite gânduri și cu anumite mișcări pe arena politică din Republica Moldova. Putem vorbi că mai nou anumite critici vin și din partea celor care au fost mai mereu și au criticat fosta guvernare, vorbesc despre guvernarea socialiștilor și care erau într-un gând cu cei din actuala guvernare și care mergeau pe aceeași linie. Totuși se pare că faptele bune sau vremurile bune nu sunt chiar atât de curate sau, mai bine zis, nu sunt chiar atât de sincere, mai ales în ultima perioadă când actuala guvernare a intrat masiv în reformarea, dacă îi putem spune așa, a justiției moldovenești. Tot mai multe numiri cu concursuri sau fără concursuri sunt criticate, atât de specialiști cât și de opinia publică. Invitații mei din această seară sunt președintele interimar al partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău. Bună seara, domnule Plângău! Bine ați revenit la Acces Direct și vorbim cu deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, domnul Vasile Bolea. Bună seara, domnule Bolea! Bună seara. Bine ați revenit la Acces Direct. Domnule Plângău, eu am să încep discuția cu dumneavoastră, sincer, nu mă așteptam ca voi sau domniile voastre, cei cu viziuni de dreapta, cu viziuni pro-europene, cei care ați mers în coaliție cu PAS, având anumite idei comune sau cel puțin intenții și gânduri cum trebuie făcute anumite lucruri în această republică, să ajungeți să îi criticați. Sincer, mă așteptam ca criticile să vină doar din partea celor din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, mai ales că sunt și rivali pe ideologii și în opoziție parlamentară în raport cu actuala clasă de la guvernare. Și atunci mă întreb, ce vă face să criticați pe cei cu care ați fost într-o echipă? Mă refer la cei din PAS. Nu are nimic viziunile pro-europene cu anumite proiecte de legi controversate și în special cu anumite numiri a unor oameni față de care sunt foarte multe dubii de integritate și mai ales la fruntea sistemului judiciar din Republica Moldova, un sistem care e putred de corupt, un sistem care niciodată nu a satisfăcut așteptările cetățeanului de rând. Ne aducem aminte foarte bine situația degradantă din acest sistem. Oameni care cumva și-au făcut o carieră fulminantă în perioada statului capturat, acum ajung să conduc justiția și știm foarte bine atunci cum erau promovați acești oameni, în schimbul unor favoruri politice. În perioada în care era persecutată presa, în perioada în care era persecutată opoziția politică, societatea civilă, oameni erau închiși pe nedrept, oameni cărora li se prelua afaceri pe nedrept, acum reprezentanții acestui sistem vin la conducerea sistemului judiciar. Nu putem să rămânem indiferenți față de aceste lucruri. Am emis astăzi o declarație prin care am solicitat Parlamentului să nu voteze, să ia o pauză, să recurgă la acea evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor care a fost promisă. Pentru că ce sens are să evaluezi persoanele care urmează să ocupe funcții în alte stat în momentul în care deja au fost numite? Deci nu are nicio logică și niciun sens lucrul ăsta. Evaluează-i până ai numi. Dacă corespund criteriilor legale, dacă nu au averi, și apropo, sunt foarte multe semne de întrebare la averile acestor candidați. Deci eu cred că oamenii care ne privesc astăzi acasă nu au părinți sau rude care le donează sute de mii de lei, case, mașini care sunt înregistrate, da, cu 10.000 de lei și așa mai departe. Deci aceste lucruri trebuie să ne îngrijoreze pe toată societatea noastră. Mai mult ca atât, alte două proiecte de lege evident că trezesc nemulțumirea. Un proiect este legat de trecerea sub control parlamentar a televiziunii naționale. Nu este un control parlamentar așa cum invocă majoritatea parlamentară, pe modelul unui model european. Da? Noi suntem parte a unor convenții europene care ne obligă, prin faptul că suntem parte la aceste convenții, atunci că remarcă opoziției care nu a fost suficient de vocală pe acest subiect, că au prerogative să atace aceste proiecte de legi controversate la Curtea Constituțională,
să fie eliberată de ingerințele politicilor în activitatea lor. Noi această televiziune o plătim anual cu 132 de milioane de lei și ea să fie transformată în televiziune de partid? Nu cred că cetățenii vor o asemenea atitudine față de instituțiile pe care le plătesc. Ei vor ca să aibă un acces la informații echidistant, în care în instituțiile pe care ei le plătesc să lucreze oameni profesioniști, integri, care știu meseria și așa mai departe. Controlul parlamentar instituit prin această lege anume este o prevedere controversată care impune că în baza unui raport orice conducere poate fi demisă. Și evident, omul care de decizia ta în Parlament depinde funcția mea, evident că o să se transforme într-un om absolut loial celor de care depinde această funcție. Mai mult ca atât, astăzi, în a doua lectură, a fost votat un alt proiect de lege care permite consilierilor, demnitarilor de stat să dețină și concomitent și funcții remunerate în Consiliul de Administrare a întreprinderilor de stat. O politizare totală. Deci, noi până acum, din cauza implicării factorului politic în administrarea instituțiilor, întreprinderilor de stat, am avut ceea ce am avut. Privatizări, concesionări ilegale, mare parte toate aceste proprietăți au fost la anumiți, haideți să spunem așa, foști politicieni de pe arena Republicii Moldova. Și acum noi încă mai spunem că niște consilieri care nu știu că dacă au abilitățile necesare pentru a fi membri în Consiliul de Administrare, pentru că a fi consilier în cabinetul unui deputat e cu totul altceva decât a fi membru în Consiliul de Administrare. O mică remarcă, nu din cabinetul deputatului, președintelui Parlamentului, vicepreședinților Parlamentului, guvernului Parlamentului. Adică nu a deputaților simple, dar conducerii Parlamentului. Ce are conducerea Parlamentului cu administrarea întreprinderilor de stat? Da, aici, într-adevăr, lasă de dorit această idee care astăzi a fost implementată, votată în lectura a doua. Și apropo, această lege intră și în contradicție cu anumite acorduri internaționale la care Republica Moldova face parte și mă repet la argumentele deja de ordin juridic. Eu, domnule Plângău, voiam să vă întreb, direct. Noastră în 2019, împreună cu PAS-ul, ați decapturat sau eliberat statul sau le-ați permis în ciclurile electorale să-și consolideze puterea pentru a acapara și justiția, și televiziunea națională, și multe, multe alte instituții de stat. Eu mi-amintesc protestele dintr-o anumită perioadă din fața televiziunii naționale, atunci când se cerea ca acest post să fie liber și să fie echidistant în baza valorilor și principiilor europene. Haideți să facem o distinție foarte clară. Partidul Acțiune și Solidaritate, care se află acum la guvernare, a fost votat de cetățeni. Deci cetățenii Republicii Moldova le-au încredințat această abilitate. Doar că în parcursul exercitării acestei puteri încredințate de cetățeni trebuie să țină cont de Constituția Republicii Moldova, care are niște principii în care trebuie să guverneze orice guvernare. Ei au avut și un program electoral, au avut niște promisiuni electorale în baza cărora au cerut votul de încredere a cetățenilor. Sarcina noastră acum, ca ei să nu devieze de la cele promisiuni pe care le-au avut în campanie electorală. Pentru că toată lumea vrea o viață decentă, bunăstare, justiție independentă, instituții libere care să funcționeze în interesul cetățeanului. Deci asta este scopul primordial atât a opoziției, cred eu, cât și a guvernării. Dacă deviază, trebuie de criticat. Dacă fac lucruri bune, trebuie de lăudat. După asemenea principii, trebuie să acționăm noi pe modelul cum se face politică și guvernare în orice țară civilizată și decentă. Ați auzit, domnul Plângău, eu am să revin la subiect sau cel puțin îl implic în discuție și pe domnul Bolea. Puteți interveni oricând cu replică sau cu o completare. Domnule Bolea, explicați-ne ce s-a întâmplat astăzi odată cu numirea celor doi magistrați sau juriști în funcții de sau în funcții importante la Curtea Supremă de Justiție. Eu am văzut și părerea domnului Plângău, eu am văzut și reacția domniei voastre, iar în spațiul public s-a creat o idee că acești doi domni, nu-i cunosc personal, nu pot să spun că au făcut un lucru bun până acum sau au făcut un lucru rău de acum încolo, dar ideea este că ar fi fost mulțumiți pentru anumite decizii pe care le-ar fi luat, chiar și în gestionarea procesului Stoianoglu. No,
să vorbim, dacă să vorbim în privința celor doi care astăzi au primit, da, votul de încredere și au fost numiți în calitate de judecători la Curtea Supremă de Justiție, bine, față de domnul Plămădeală, eu nu pot spun dacă a primit o recompensă, da, prin accedere în această funcție. Asemenea, impresii mi s-a creat atunci când a fost propus domnul Musteață. Eu vreau să vă spun și Dinu n-o să-mi dea să mint, fiind președinte a Comisiei Juridice, de fiecare dată când au venit din partea CSM-ului, da, propuneri să fie numiți judecători în funcții la Curtea Supremă de Justiție, am solicitat de fiecare dată, de câte ori au venit CSM-ul cu asemenea propunere în Parlament, am solicitat inclusiv să fie aceștia verificați de către SIS și alte organe. Nouă ne-au venit mai multe, bine, informații, da, din cadrul SIS-ului și eu cu aceste informații de fiecare dată mă împărtășeam cu colegii. Fiecare avea posibilitatea să citească exact ceea ce scriu organele de inteligență din Republica Moldova vis-a-vis de activitatea unui sau alt judecător. De data aceasta, doamna președinte de comisie, Olesia Stamate, nu a proces la acest procedeu. Bine, erau doi judecători față de care eu această informație am solicitat-o, este vorba de domnul Plămădeală, doamna Robu. Față de ei a fost deja în legislatura precedentă raportul Comisiei Juridice. Nu țin minte care a fost verdictul Comisiei Juridice, dar cert este faptul că urmează să se expună plen. Vis-a-vis de numirea domnului Musteață, pentru mine, în general, a fost un paradox, că hotărârea CSM-ului a fost în anul 2018, legislatura Parlamentului, când în Parlament în jur de 30 sau 40 deputați au migrat dintr-o parte în alta, în perioada statului capturat și la 3 ani după ce s-a produs acest eveniment, după ce a fost această hotărâre a CSM-ului, un domnul Musteaț fiind membru a candidat și CSM-ul l-a propus ca și judecător la Curtea Supremă, iată, se scot din saltare aceste hotărâri a CSM-ului, s-a șters praful și acta s-a propus Parlamentul să se expună. În aceste condiții, când domnul Musteaț în 2019 a fost susținut de ministra Stamate. Țin minte când la acel moment doamna Maia Sandu, prim-ministru al Republicii Moldova, a venit să o prezinte pe doamna Stamate, când în acea ședință s-au schimbat raporturile, au fost unii judecători înlăturați și pe urmă nu știu ce și așa mai departe, au produs sau au încercat să producă o anumită revoluție cu un rezultat neclar, da, pentru sistemul judecătoresc. Această persoană care a participat la toată operațiunea privind înlăturarea lui Stoianoglu astăzi, da, prinește girul pentru ca să fie numit totul judecător la Curtea Supremă de Justiție. Și în aceste ordine de idei, cum tot s-a organizat, s-a trecut, mie mi se creează, adică o singură impresie, alta eu nu am, că persoana pur și simplu a fost răsplătit pentru acele servicii care le-a prestat pentru această guvernare. Eu vreau să vă spun că chiar din sistemul judecătoresc, cât de putred n-ar fi el, dar sunt oameni în acest sistem care îi doare sufletul pentru ce se întâmplă, da, în justiția din Republica Moldova. Sunt oameni care sunt gata să creeze împrejurul lor o masă critică reformatoare a acestui sistem judecătoresc. Ei sunt foarte indignați vis-a-vis de ce se întâmplă, foarte indignați vis-a-vis de această promovare, da, a domnului Musteață, pe care îl consideră o persoană
care a servit sistemul care a capturat sau care a activat în perioada statului capturat, mai bine zis. Domnule, și dumneavoastră și domnul Plângău, vă spuneți despre statul capturat, că a fost capturat. Spuneți-vă, rog, când a fost mai capturat? Până în 2019 sau din 2021, atunci când ni s-a spus clar că stat de drept nu există și nu putem merge sau nu putem organiza concursul și nu putem merge pe principiile unui astfel de stat atunci când numim persoane anumite funcții, atunci când televiziunea națională trece în sub ordinea majorității parlamentare, atunci când anumite decizii sau numiri sunt total contradictorii cu principiile logice dintr-un stat democratic, atunci când din legi se face farfală, atunci când... Știți, domnule Lungo, vreau să vă spun un lucru. Da, într-adevăr, eu aș fi undeva de acord cu domnul Plângău. Nu tuturor deputaților, dar poporul ne-a încredințat să-i reprezentăm în Parlament. Cei din PAS au obținut acel rezultat pe care l-au astăzi. Ei au toată responsabilitatea, da, de ce se întâmplă în acest stat, plinitudinea de pârghi instrumente pentru a dirija sau a conduce acest stat. Dar asta nu înseamnă că ai adică ce vrea, ce își faci, da, în acest stat. Principiul democratic spune altfel, că nu ce vreau, ce își fac, dar nu fac ceea ce nu vreau. Și trebuie să ții cont de unele principii, de unele valori unanim consfințite. Una din aceste valori, unul din aceste principii este principiul statului de drept. Dacă legislația Republicii Moldova, cutuma, angajamentele internaționale spun că în acest stat promovările se fac în bază de meritocrație, se fac în bază de concursuri și alte lucruri, cel puțin formal, da, respectă, te rog, aceste prevederi ale legislației. Organizează concurs, găsește o persoană care gândește la fel, determină-l să participe în acest concurs și să câștige acest concurs dacă el într-adevăr merită și este unul bun sau foarte bun. Asigură respectarea altor prevederi. Dar nu mai întâi să faci unele lucruri ieșite din comun, profiți de faptul că inclusiv structurile internaționale sau partenerii noștri sunt într-o perioadă, nu știu, de vacanță din august, birocrația asta europeană și pe alte instituții intră, da, încet cu încet în toate activitățile, inclusiv în ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Că avem un ambasador al Uniunii Europene nou, un alt ambasador al Statelor Unite, sunt careva schimbări. Profiți de acest lucru, nu te consulți, nu soliciți opinia Comisiei de la Veneția, nu știu, Consiliului Europei, pe toate aspectele, nu numai de justiție legate, dar reacta în ce se întâmplă și în mass media, în alte instituții, pur și simplu nu faci acest lucru, spui că mie poporul mi-a încredințat, ce vreau, ce aș fac, doresc, am să dau un telefon, da, să întreb, stimați colegi, dar voi ce gândiți referitor la ceea ce facem noi. Nu doresc, n-am să fac acest lucru. Din punctul ăsta de vedere, chiar și ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, să mă credeți că cetățenii se uită cu groază la toate aceste evenimente. De ce? Deoarece s-au întâmplat niște lucruri ieșite din comun vis-a-vis de reprezentanții unor instituții foarte importante din țara noastră. Și atunci simplu cetățean îți gândește, băi, dar dacă eu procedat cu Xulescu în așa mod, Doamne ferește, mâine ce se va întâmpla cu mine în cazul în care eu am de afaceri cu reprezentanții statului care sunt reprezentați de ce din PAS. Să facem o delimitare foarte clară. Sunt funcții care sunt politice și evident da. Coaliția majoritară sau partidul de guvernământ nu are dreptul, are obligația să preia controlul asupra acestor funcții și să guverneze statul. A procuraturii, a televiziunii naționale. Sunt funcții Mai departe, sunt funcții care, potrivit Constituției sau cadrului normativ, nu trebuie să aibă absolut nicio tangență cu factorul politic. Numirile în acestor funcții trebuie să fie făcute în baza unor concursuri,
concursuri nu mimate, concursuri pe bune, pentru că oamenii care urmează să fie reprezentanți în aceste funcții trebuie să aibă anumite abilități profesionale, stagiu de muncă, integritate, așa mai departe, da? Și atunci când tu mergi pe fraudarea intenționată acestor concursuri, tu pe de o parte descurajezi oamenii să aplice la aceste concursuri, pe de altă parte tu compromiți în genere ideea statului de drept, așa cum spune domnul Bolea, pentru că dai un semnal foarte negativ societății că legea poate fi ocolită și este mult mai important să deții cabinetul de membru de partid care se află la guvernare decât să mergi la facultate, 4 ani să faci facultate după masteratul, după doctoratul și așa mai departe, să activezi cinstit și onest într-o instituție, să fii profesionist, este mult mai ușor la un moment dat să mergi să împărțești niște pleante pe stradă. Mai mult ca atât, noi când vorbim despre niște proiecte de legi controversate, trebuie să recunoaștem că în momentul actual avem și o opoziție care nu folosește toate pârghiile care sunt la dispoziția. Referiți la comuniști, socialiști și la toți deputații care nu fac parte din majoritatea parlamentară. În momentul în care noi eram în Parlament și ei votau niște proiecte de legi vizibil, neconstituționale, noi mergeam la Curtea Constituțională și ne băteam pentru respectarea cadrului normativ, pentru respectarea Constituției. Acum ce se întâmplă? Sunt votate mai multe proiecte care sunt criticate de toată lumea. Merge cineva la Curtea Constituțională, în același context, domnule, noi astăzi putem vorbi despre existența unui stat de drept și separarea puterilor în stat, ori nu, fiindcă eu am impresia că totul este concentrat într-un singur sau sub un singur carnet de partid, fiindcă deci unele decizii ale Curții Constituționale au fost criticate de foarte mulți juriști cu experiență și nu neapărat juriști de acasă socialiștilor. 2. Dacă ne uităm ce se întâmplă cu anumite concursuri sau anumite modificări de legislație, ai impresia că puterea executivă este în mâinile partidului de guvernare, legislativă este în mâinile puterii, 63 de mandate, în mâinile partidului de guvernare, televiziunea, puterea 4 a jurnalismului este în mâinile puterii de la guvernare și judecătorească, sau reieșind din ceea ce se întâmplă astăzi și criticele aduse, și puterea judecătorească este în mâinile partidului de guvernare. Și atunci unde să te plângi? Este unul foarte complex. În momentul în care există o majoritate parlamentară și a fost adoptată o lege în Parlament, ea este lege. Ea trebuie respectată de toată lumea. Și pe acest principiu nu poți să spui că faci o ilegalitate. Există cadrul constituțional care, dacă nu ai o majoritate constituțională și nu mergi pe formula modificării Constituției și așa mai departe. Deci sunt pârghii pe care le are opoziția parlamentară, din păcate nu se folosește la îndeplină forță, în care să contești anumite norme care vin în contradicție cu principiile constituționale, pentru că chiar și procesul votului, procesul în care cetățeanul Republicii Moldova alege cine să-i reprezinte în forurile puterilor din stat, ei o fac în limitele Constituției. Deci sunt niște principii care sunt mai presus, iar când vorba de Constituție sau legea care nu este anulată și este în forță, ea este obligatorie pentru toată lumea. Deputat, judecător, procuror, om de rând. Atunci când se încalcă prin prisma, nu știu, anumitor criterii sociale de partid sau etnice și nu știu mai de care, atunci avem o problemă evident. Pentru că dai un semnal foarte negativ că nu se respectă tocmai ceea ce spuneați dumneavoastră, principiul statului de drept. În 30 de ani de independență la noi niciodată nu a fost respectat acest principiu. A fost un principiu cadru la care noi am tins de fiecare dată. Și în momentul în care tu dai semnale negative, și cel mai negativ semnal din punctul meu de vedere care s-a dat astăzi, este promovarea în funcție a celor doi candidați față de care sunt foarte mari semne de întrebare. Putem să ne oprim pe fiecare în parte, dar tu dai un semnal negativ sistemul judiciar, tu dai un semnal negativ întregii societăți, tu dai un semnal negativ procesului pe care ei l-au promis de reformare sistemului judecătoresc. Evaluare. Deci noi am văzut, slava Domnului, ședința Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a fost publică. Nici o întrebare despre averile acestor candidați, nici o întrebare despre dosarele controversate acestor candidați. Ei au făcut parte din sistemul judecătoresc. Nici o întrebare vis-a-vis de declarațiile de averi.
am spus, nu cred că foarte mulți cetățeni din Republica Moldova se pot lăuda cu donații de sute de mii de euro. Bine, sute de mii de lei. E mult și asta. Scurt, domnul Plângău, mai au astăzi cei din Pați dreptul moral să fie supărați pe regimul Partidului Democrat în frunte cu Vlad Plahotniuc și să spună că ei au decapturat și eliberat statul și statul de drept? Asta în condițiile în care se merge pe aceleași principii și pe aceleași practici? Întrebați-i pe cei din PAS și pe cei pe care ei promovează acum. Noi o să luăm o scurtă pauză publicitară. Vreau să revenim la discuția despre justiție. Vreau să vorbim despre Comisia Parlamentară pentru probleme de reintegrarea țării. Vreau să vorbim despre, în general, despre transparența procesului de achiziție și negociere a gazelor naturale și neapărat despre ce se întâmplă astăzi în presa moldovenească și, în mod special, televiziunea națională. Un post de televiziune care trebuia să fie echidistant, trebuia să fie un post necontrolat politic. Revenim în câteva minute. Rămâneți cu noi.
Am revenit în studio. Înainte de a continua discuțiile, vreau să revedem reportajul realizat de colegii mei din plenul Parlamentului, acolo unde astăzi majoritatea parlamentară a decis să subordoneze încă una dintre puterile din stat, puterea patra, și este vorba despre presa, care în mod normal trebuia să fie liberă și independentă și să slujească intereselor tuturor cetățenilor Republicii Moldova. În scrisoare expediată președintelui Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, Liliana Nicolaescu Onofrei, cu referire la proiectul de lege pentru modificarea codului serviciilor media audiovizuale, directorul general al Uniunii Europene de Radiodifuziune, Noel Curan, își exprimă îngrijorarea față de intenția majorității parlamentare de a subordona instituțiile publice din domeniu. Între altele, domnia sa spune că modificările au potențialul de a duce la subordonarea politică a organelor de conducere și supraveghere ale Teleradio Moldova și amestec direct în politica sa editorială. De asemenea, domnia sa mai spune că amendamentele propuse pentru a implica direct Parlamentul în numirea sau demiterea la TRM și la CEA este un pas înapoi în asigurarea autonomiei și independenței TRM. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, Adela Răileanu, care a făcut trimitere la scrisoarea oficialului european, s-a interesat dacă reprezentanții conducerii Parlamentului au primit acest document. Vreau să știu, domnule președinte, dacă într-adevăr o astfel de scrisoare a ajuns la dumneavoastră, dacă a fost examinată la biroul permanent sau urmează să o examinați și dacă este un răspuns la această scrisoare să fie făcut public. Deocamdată la mine nu a ajuns așa de mers, respectiv nu avea cum să ajungă pe agenda de lucru a biroului permanent. Din moment ce ajunge, o analizăm și venim cu un răspuns. La scurt timp, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Adela Răileanu, a postat o copie a scrisorii care demonstrează că a fost înregistrată la legislativ. Minciuna groasă are picioare scurte. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mințit astăzi forul legislativ când a declarat senin că nu a primit nicio scrisoare din partea directorului general al Uniunii Europene de Radiodifuziune cu privire la poziția acestei structuri asupra inițiativei de modificare a codului serviciului media audiovizuale. Știm nu doar că a primit scrisoarea, ci și ora exactă, 18.04. A primit-o și președintele Comisiei de Specialitate, dar nu i-a informat pe membrii Comisiei și nici nu i-a convocat pentru a o pune în discuție. Până la ședința în plen, de la ora 11, a avut timp berechet. Constatăm însă că așa zisa guvernare pro-europeană nu mai ține cont de poziția partenerilor din Occident, a precizat deputatul Adela Răileanu. Noile modificări la codul serviciilor media audiovizuale prevăd demiterea membrilor Consiliului Audiovizualului la discreția majorității parlamentare. De asemenea, legislativul își atribuie dreptul de numire a conducerii companiei Teleradio Moldova și a membrilor Consiliului de Supraveghere al instituției. Anterior, reprezentanții opoziției parlamentare și organizațiile de media au avertizat asupra faptului că scopul acestei inițiative este de a institui cenzură în mass media. Am revenit în studio. Domnule Bulea, am să încep această doua parte reiterând întrebarea pe care i-am adresat-o și domnului Plângă înainte de pauză. Mai au dreptul moral să fie supărați cei din PAS și să spună că au eliberat și decapturat statul de regimul Partidului Democrat, de guvernarea Partidului Democrat cu Vlad Plahotniuc în frunte, în condițiile în care, în opinia mea, eu nu mai văd o separare clară a puterilor în stat, totul este în mâna unui singur partid. Dacă au sau nu au dreptul moral, nu știu, părerea mea că nu au dreptul moral. De ce? Deoarece ei au învățat la lecțiile care au fost predate de către Vladimir Plahotniuc. Și părerea mea că astăzi au mers mai departe, da? Acel student, da, a devenit mai excusit decât profesorul, da, sau profesorul, nu știu cum să-i spun, care a predat aceste lecții. Sincer să vă spun, nici în perioada guvernării Partidului Democrat nu am văzut aceste lucruri. Eu țin minte cum sub diferite pretexte și cel puțin ele, aceste pretexte cumva erau acoperite pe bune, da, de careva convenții transfrontaliere, de
inclusiv de expertiza internațională cu privire la necesitatea modificării codul audiovizual, introducerii sau reforma Consiliului Coordonator Audiovizualului în trecut, care s-a transformat în Consiliul Audiovizualului, introducerea unor restricții pentru difuzarea anumitor emisiuni cu diferite tente, inclusiv militară, analitică și așa mai departe, cu obligarea difuzorilor să vină cu un content propriu, un număr anumit de ore. Și niciodată aceștia nu și-au permis să subordoneze legal, prin lege, așa bădărănește vorbind, această instituție publică cum este Teleradio Moldova. Da, anumite numiri în diferite funcții la Teleradio Moldova au fost. Da, posibil cu mici schimbări de nuanțe, dar totuși încercând cumva să țină un echilibru în ce ține de prezentarea diferitor evenimente în programele de știri. Dar când vorbești că dacă vreau, te chem la raport și dacă ceva nu-mi place, ați plecat toți, sau prin acest proces de, cum spun ei, de control parlamentar, pur și simplu se subordonează și nu parlamentului, dar majorității parlamentare această instituție, că sunt două diferite, adică sunt două lucruri diferite. Când există o subordonare sau un control parlamentar, subordonare întregului legislativ ca și organ, suprem legislativ în această țară, noi vedem că subordonează unui anumit partid toate aceste lucruri. Și eu cred că timp apropiat, părerea mea, că în vreo două săptămâni o să vedem cum cei de la guvernare, PAS-ul, se va isprăvi, sau o să-i condamne pe toți membrii CEAU-ului. O să vedem cum imediat o să fie făcut schimbări, odată ce această lege o să fie promulgată și tipărită în monitorul oficial, o să vedem marile schimbări de la Teleradio Moldova. Și evident, după aceasta o să vedem schimbări în politica editorială a cât radioului, atât și televiziunii naționale. Eu nu cred că cetățenii asta au vrut atunci când au votat în luna iulie nou parlament. Totuși, în această politică, mai ales pe bani publici, în politica editorială a televiziunii naționale, trebuie să existe acea echidistanță, trebuie să existe un pluralism de opinii și acest pluralism de opinii trebuie să fie reflectat cât în știri, atât și în acele emisiuni care sunt realizate la televiziunea națională, cât și la radio. Domnule Plândeu, eu am să încerc să formulez întrebarea cât mai diplomatic și cât mai corect, ca să nu deviez de la anumite norme. Noi putem vorbi astăzi că pe bani publici partidul de la guvernare și-a achiziționat un post TV, un post radio, o instituție media mega importantă într-un stat cum este Republica Moldova. Noi putem în momentul de față vorbi sincer că absolut toate guvernările au călărit această televiziune pe banii publici. 132 de milioane de lei anual din buzunarul fiecărui cetățean merge pe întreținerea acestei instituții. Ca această instituție să fie o mândrie pe modelul altor televiziuni, altor state, de exemplu BBC-ul, o televiziune recunoscută la nivel internațional, alte bugete, dar eu vorbesc despre mecanism și statul nostru este mult mai mic. Okay. Și acoperirea trebuie să fie mult mai mică. Noi s-au promis vremuri bune. BBC-ul, care este o televiziune națională, critică guvernarea de acolo. Ei sunt o televiziune, dacă ați urmări acest post de televiziune, ați vedea câte critici mai ales am în adresa primului ministru din partea acestei televiziuni. Ei laudă acolo unde este de laudat, ei critică acolo unde este de criticat.
Deci acest model, acest mecanism la care s-a făcut referire că noi suntem parte a Convenției Europene privind radiodifuzorii, atunci trebuie să aplicăm aceste mecanisme. Noi vrem ca informația care ni se livrează să fie autentică, să nu fie manipulatorie, ca programele care sunt, iarăși, evident că trebuie să fie făcută o evaluare a activității acestei instituții. Pentru că v-am spus, toate partidele de până acum care au fost la guvernare au călărit această instituție și au pus oameni pe acolo, presiunea nu s-a dezvoltat, o asemenea evaluare trebuie să fie și la Consiliul Audiovizualului, dar că remarca, această evaluare și reformare trebuie să fie făcută în contextul în care să fie implementat acel mecanism la care Republica Moldova este parte. Mecanism european. Deci nu trebuie reinventată roata. Trebuie pur și simplu pusă în aplicare. Atunci însă când sau dacă se va merge pe modelul politizării instituției, atunci evident va fi o problemă. Atunci noi putem vorbi într-adevăr că partidele, orice partid care s-ar afla la guvernare ar beneficia de 132 de milioane de lei anual pentru a șlefui imaginea. Are dreptate domnul Bolea când spune că în două săptămâni vom vedea un fel de epurări de cadre la această instituție? Eu cred că este absolut normal să fie niște epurări de cadre. Modalitatea este cum face aceste epurări. Pentru că dacă am spus în orice instituție, sunt oameni buni, profesioniști, au familii. Eu când zic epurări, vorbesc despre partea proastă, despre executarea, între ghilimele, a unor profesioniști. Nu vorbesc despre remanieri. Păi nu știu cine sunt profesioniști. Nu ești cu noi, ești împotriva noastră. În cazul dat, am spus, dacă se face o evaluare pe bune, atunci trebuie să fie evaluată activitatea profesională, aportul tău în dezvoltarea instituției, ce ai făcut tu, dacă ai făcut încălcări. Pentru că dacă noi nu folosim mecanismele, este corect, schimbă peste 4 ani, vine alt guvernare, iarăși face aceleași remanie. În baza celor mecanisme care astăzi dacă s-au astăzi, dacă astăzi noi spunem că absolut tot din instituția asta au fost, nu știu, comuniști sau socialiști și trebuie dați afară, executați și așa mai departe, oameni chiar dacă au familie și nu știu, maciși, chiar dacă n-au nicio treabă cu politica, sunt oameni care n-au nicio treabă cu politica în instituțiile astea. Poate au avea un carnet de membru că să nu fie presați iarăși de politicienii care sunt detașați de realități și au manieră de sultan. Atunci este o problemă. Pentru că de fiecare dată când schimbă guvernarea, ieri au fost socialiști la guvernare. Absolut tot, nu știu, toți angajații fiscului trebuie dați, ca exemplu, toți, asta nu, să nu interpretez greșit, că asta se va produce, toți angajații fiscului trebuie dați afară, reangajați doar cei care sunt cu carnet de membru. Deci așa nu se procedează. Pentru că peste 4 ani vine altă guvernare și procedează la fel. Noi am trecut prin etapele astea, de asta vă spun. Era Partidul Democrat la guvernare și de la o pincă până la Vladâncă, toți trebuiau să aibă carnet de membru. N-aveai carnet de membru, n-ai și căuta în instituții, nu mai ești promovat și așa mai departe. Deci asemenea mecanisme nu pot fi acceptabile în secolul 21. Sunt funcții politice în stat care poftim, partidul care a câștigat alegerile, sunt ale voastre. Guvernați și sunt funcții care nu au treabă cu politicul. Eu am un exemplu personal cu ceea ce spuneți dumneavoastră și eu cred că nu degeaba ați vorbit despre fisc. Am un prieten care a fost eliberat din funcție din FISP doar pentru că nu are carnet sau nu i-ar plăcea unor conducători ai unor ministere. Și deși li s-a spus că este un specialist foarte bun care poate gestiona anumite procese și de el este nevoie în această instituție, au fost date indicații și solicitări că acest cetățean nu este așa, bine. Acest cetățean așa nu au este, procedat de astăzi, vă spun, așa au procedat toate guvernările de până acum. Fie mergeau și spuneau omului direct în față, tu nu ești agreat în funcția asta. Noi avem altă candidatură pentru funcția asta. Dar nouă campanie electorală s-au spus că vin timpuri bune, vin concursuri corecte. Sau se face remanieri de funcție, se lichidează funcții pentru a scăpa de persoana incomodă. Asta toți au făcut. Asta e foarte greșit și eu condamn aceste lucruri. Tu ai fost șef de o instituție sau o întreprindere. Instituția a ajuns la daun. Atunci, fă evaluare de la afară. El nu are ce căuta. Dacă a mai pus mâna pe banul public, trebuie închis. Dacă e omul simplu angajat de rând, are un salariu de 4.000-6.000 de lei,
Ce treabă are politicul să îmble la specialiștii de prin instituții, că tu dacă nu ești din partid te dă afară sau nu ești dorit? Și asta o fac nu neapărat tot timpul cu voia celor care conduc partidele. Sunt și alți, da, în partid de rândul 2, 3, care deja, știți, s-au umflat o leacă, s-au ajuns puterea la cap. Aceste lucruri sunt condamnabile, iar dacă șantajul este demonstrat, ei trebuie să facă pușcărie. Și trebuie să facă pușcării și acei care promit funcții, care numirea se face pe bază de concurs, pe bază de lege și așa mai departe. Și aceste lucruri sunt condamnabile. Noi vorbim despre principii generale. S-au promit funcții care deja sunt ocupate. Eu îi dau dreptate, domnule Plângă, unde este opoziția parlamentară și de ce nu sunteți mai vocali, fiindcă se pare că sunt încălcate multe norme și principii europene, pro-europene, democratice, occidentale, chiar și în cazul televiziunii naționale. Vreau să vă spun un lucru. De fiecare dată venim, da, în Parlament cu aceste critici. Ceea ce face guvernarea astăzi nu agrează niciun fel de discuție. Absolut niciun fel de discuție asupra proiectelor care noi le înaintăm ca și opoziție. Degeaba spuneți, ne-am adresat la Curtea Constituțională inclusiv cu ce s-a făcut cu legea Procuraturii, cu legea CSM-ului. Din păcate, Curtea Constituțională nu a vrut să pună pe rol și să examineze proiectul sau sesizarea care noi am înaintat-o. După aceasta a solicitat un amicus curiae din partea Comisiei de la Veneția și noi, colegii noștri, au mai depus încă o sesizare la Curtea Constituțională. Am mai depus încă o sesizare la Curtea Constituțională vis-a-vis de adoptarea acestei convenții de la Istanbul. Acum pregătim niște sesizări în instanță de judecată vis-a-vis de unele numiri. Eu mă refer la acea hotărâre care a fost pe 28 octombrie când a fost numit o persoană, un prieten, da, domnului Alaiba, la agenția de contestații. Persoană care nu coincide cu sau nu este taman în câmpul legal și nu are experiența necesară în acest domeniu. Și prin acest fapt s-a încălcat legislația. Vedem și numirile care au fost făcute astăzi. Probabil o să decidem cum procedăm mai departe. Deci, în afară de aceasta, vreau să vă spun că mai suntem antrenați și în alte procese. Noi am avut alegeri în Adunarea Populară a Găgăuzii. Acum sunt alegeri la Belt, suntem în teritoriu. Plus la asta ne pregătim intens de acel congres care va fi organizat în luna decembrie. Adică sunt... Este o activitate mult mai complexă, da? Și din punctul ăsta de vedere, nu știu, noi am vrea ca acele critici, pe bune critici, vis-a-vis de unele acțiuni stângace ale acestei guvernări, să fie criticate și să fie auzită inclusiv vocea opoziției extraparlamentare. Din păcate, bine, noi nu o auzim, vedem unele glasuri sau expuneri din partea reprezentanților societății civile pe un subiect sau altul, dar vreau să vă spun, știți cum, guvernarea de astăzi încearcă pe mai multe filiere, inclusiv filiera care ați remarcat-o dumneavoastră, acapărând instituția publică a televiziunii, să treacă la tăcere sau undeva să-și spele imaginea în televizor a celor acțiuni care o face guvernarea astăzi. Că probabil că o să vorbim și în continuare. Astăzi am venit cu un proiect de hotărâre să fie creată o comisie specială de anchetă vis-a-vis de toate aceste negocieri
cu Gazpromul vis-a-vis de livrarea gazelor naturale în Republica Moldova. Niciun subiect, dar absolut niciun subiect, această guvernare nu vrea să-l treacă. Unica posibilitate pe care noi o avem și putem să chemăm la raport fie un ministru, nu știu, un membru al guvernului, asta este doar mecanismul moțiunii simple, unde să arătăm acele, nu știu, carențe în politici care îl are un ministru sau altul, să vedem și să ascultăm ce a făcut el. Chiar și aici suntem, adică există un mic detriment sau un favor a guvernării, în ce constă el, că atunci când noi opoziția venim cu o moțiune simplă, avem posibilitatea să o citim pe parcursul 3-5 minute, ministrul să se pregătească 2 săptămâni, să vină la tribuna centrală să vorbească jumătate de oră, o oră, să arate cât de profesionist el a administrat un domeniu sau altul, că în domeniul politicilor totul este ok, să răspundă la 2-3 întrebări, noi, opoziția, să ieșim cu o luare de cuvânt maximum 7 minute, da? Iar ministrul, în cazul de față, să aibă 2 săptămâni plus vreo 2 ore pentru a se pregăti. Chiar și aici, acest mecanism, da, este unul, așa, din punct de vedere a timpului, în detrimentul opoziției. Până, Bule, dar scurt, mai avem câteva minute până la sfârșitul emisiunii și vreau să-i mai adresez o întrebare și domnului Plângău. Noi, cetățenii, bun, și cei care i-au votat pe cei de la guvernare și restul, fiindcă toți suntem cetățeni ai Republicii Moldova, iar președintele Parlamentului, guvernul este al tuturor cetățenilor, vom afla ce s-a întâmplat cu acele 1,7 miliarde, vom afla ce s-a întâmplat cu banul public și dacă îi mai pot fi recuperați banii dați. Naftogaz, Vitol, nu mi-amintesc exact denumirea companiei olandeze. Eu cred că despre acest lucru noi vom afla mai devreme sau mai târziu. În actuală până actuală legislatură, eu sper. Întrebări de acest gen o să le acord inclusiv Procuraturii Generale. Eu am vorbit despre acest lucru, am făcut o postare pe rețele de socializare că este inutil, da, să întrebe actuala guvernare ce au făcut ei cu acești bani. Peste 17 milioane de euro au fost cheltuite în vreo 2 săptămâni sau într-o săptămână. Asta sunt 400 de milioane de lei scoși din bugetul de stat pentru a da sau a menține presiunea în sistemul de transport a gazelor. Întrebarea: ce facem mai departe? Din 1 miliard 700 milioane, 400 milioane s-au cheltuit. Restul banilor, 1 miliard 300 de milioane, ce facem cu ele? Am capitalizat o întreprindere de stat care, mă scuzați, mie mi se pare că este una, o întreprindere moartă, da, care nu prestează servicii cetățenilor. Banii sunt acolo pe cont. Ce o să fac cu acești bani? Pur și simplu o să le dea pentru salarii, iar bugetul de stat care, unde sunt necesari bani pentru acoperirea cheltuielilor, bine, să dăm pentru agricultori, să plătim salarii, că acum vedem că profesorii nu primesc deja de vreo 2 luni salarii, să mai plătim acolo o factură, o plată și așa mai departe, noi nu avem acești bani. Ne împrumutăm de pe piața bancară la un procent foarte mare. Asta ceea ce a făcut guvernarea astăzi. Domnul Plângău, foarte scurt, am văzut ieșiri în teritoriu, ultima postare ține de raionul Cimișlia. Oamenii sunt mulțumiți de vremurile bune sau nu? Oamenii care au votat partidul PPDA, oamenii care au votat PAS-ul, oamenii care au votat socialiștii și alte formațiuni. Eu nu sunt nici sociolog, nici discutați cu ei, nu am fost în teren să fac sondaj de opinie. Eu am fost în teritoriu să mă întâlnesc cu echipele platformei Demnitate și Adevăr, cu primarii, vrem să arătăm performanță la nivel local, avem niște primari extraordinari, îi salut și pe această cale. Dar ce spunea domnul Bulea, o remarcă foarte importantă, pentru că dacă chiar ați pomenit de acești 1,7 miliarde de lei, orice deputat are acces, pentru că acești 1,7 miliarde de lei sunt banii publici, banii din bugetul public național. Domnul Bolea trebuie să facă un demers, o sesizare, și nu, trebuie să o faceți, pentru că
sunt banii din bugetul public național, nu sunt niște contracte, nu știu mai ce. Colegii din... Apropo, eu vreau să mă întreb, dacă cunoaște cineva în gener în statul ăsta, cine este directorul Energocomului? Și ce atribuții are întreprindere? Eu mulțumesc mult pentru discuții, nu mai avem timp pentru a o face în direct, le continuăm în afara emisiei, doamnelor și domnilor, să aveți o seară cât mai frumoasă alături de NTV Moldova.